Tatăl nostru care ești în ceruri, ție-ți dăm slavă și laudă pentru că suntem aici în această dimineață. Amin. Și îți mulțumim pentru că Tu ne-ai adus cu bine în acest loc. Amin. Pentru că vrem încă o dată să studiem cuvântul Tău. Vrem ca prin studiul cuvântului Tău să înțelegem mai bine adevărurile acestea care ne pot pregăti pentru ziua venirii Tale. Amin. Dar nu avem putere să facem lucrarea aceasta despărțiți de Tine. De aceea te rugăm ca să primiți Duhul Sfânt peste noi. Amin. Și te rog ca Tu să pui cuvintele Tale în gura mea pentru ca mesajul Tău să fie auzit în mod clar și copiii Tăi la sfârșit să fie salvați. Amin. Ne predăm Ție și îți mulțumim că după făgăduința Ta vei fi prezent cu noi. Te-am rugat în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Vreau să vă salut în această dimineață pe fiecare, în numele Domnului Iisus. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru harul Său, pentru bunătatea Sa, pentru faptul că putem fi din nou împreună înaintea cuvântului Său. Vreau să deschidem Biblia împreună în Psalmul 118 și vom citi de aici versetul 1. Aș vrea să încep cu gândul acesta. Psalmul 118, versetul 1. Uitați ce spune Domnul aici. Cum spune psalmistul, de fapt, psalmistul David. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Aș dori să vă întreb în dimineața aceasta, putem spune cu toții că Dumnezeu este bun? Este Dumnezeu bun cu noi? A fost El bun cu noi până acum? Și este adevărat că Dumnezeu va fi bun cu noi întotdeauna? Ce spune Evrei 13:8, dacă vă amintiți? Iisus. Dumnezeu, Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Cu alte cuvinte, bunătatea lui Dumnezeu este aceeași. Așa cum Dumnezeu a fost bun în trecut cu patriarhii și cu toți ceilalți copii ai Săi pe care i-a binecuvântat, avem făgăduința în această dimineață că Dumnezeu este bun și cu noi astăzi. Și aș dori să mai pun o întrebare. Este Dumnezeu bun față de noi și cu noi, chiar și atunci când trecem prin încercări? Putem să mai vedem bunătatea lui Dumnezeu și în încercare? Da. Putem să avem încredere că Dumnezeu știe cel mai bine care este planul lui cu viața noastră și putem să avem încredere chiar și atunci când nu înțelegem ceea ce se întâmplă? Da. Aș vrea să fac o afirmație și aș dori să mă refer la un lucru. Doresc ca acest gând să fie ca o încurajare pentru fiecare dintre noi. Știind timpurile în care noi trăim acum și faptul că ne apropiem în grabă mare de sfârșitul istoriei acestui pământ, am convingerea deplină că Dumnezeu a început să-i pună pe copiii Săi acolo unde ei sunt în siguranță, ca să spun așa. Și când mă refer la lucrul acesta, aș vrea să amintesc că situațiile în care mulți dintre noi vor trece la odihnă sau trec la odihnă în aceste zile. Și cred că suntem deja obișnuiți cu lucrul acesta. Este trist, dar este o realitate. Foarte mulți oameni vor trece la odihnă înainte ca să înceapă timpul acesta de criză, despre care studiem în aceste ocazii. Și Dumnezeu, în mila și îndurarea Sa, face lucrul acesta pentru că El vrea să ne ocrotească, El vrea să ne păzească de încercarea care vine. Nu toți care suntem aici în dimineața aceasta vom putea să trecem în siguranță prin încercarea care este în fața noastră. De aceea Dumnezeu, în mila Sa, va îngădui ca unii să se odihnească. Și aș vrea să citim un verset care exprimă gândul acesta. Isaia, capitolul 57, versetul 1. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și ne referim aici în mod deosebit la oamenii credincioși, oamenii care cred în Dumnezeu. Piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă, se duc oamenii de bine și nimeni nu-i ia aminte că din pricina răutății este luat cel neprihănit. Dacă priviți în marginea de jos a Bibliei, scrie înaintea nenorocirii. Cu alte cuvinte, înainte ca să vină strâmtorarea, nenorocirea, încercarea peste lumea aceasta, Dumnezeu va îngădui ca mulți dintre noi să trecem la odihnă. Este un gând în spiritul profetic, unde El mai spune că, în mod special, oamenii mai în vârstă și copilașii mici vor fi trecuți la odihnă de Domnul când va veni încercarea.
Și motivul pentru care Dumnezeu procedează așa este pentru că ei nu vor putea să suporte încercarea care vine. Dar nu numai copiii mici și oamenii în vârstă, se poate ca și dintre noi unii să fim trecuți la odihnă. Acum aș vrea să vă spun o încurajare din partea lui Dumnezeu. Și anume, aș vrea să ne imaginăm situația aceasta, călătoria noastră spre ceruri, asemenea unui tren. Noi cu toții călătorim spre cerul, destinația noastră este cerul, vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și în călătoria aceasta a noastră, știți, adesea când călătorim cu trenul, sunt mai multe posibilități. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați călătorit cu trenul noaptea. A fost cineva cu trenul toată noaptea? Ce se poate alege dacă mergem cu trenul noaptea? Există o posibilitate ca dacă vrei să nu stai în vagon, da, unde sunt toți ceilalți oameni, ci să-ți iei un bilet la cușetă, se numește, ca să mergi și să dormi, în timp ce trenul călătorește noaptea respectivă. Acum aș vrea să ne gândim puțin la lucrul acesta. Este o paralelă deosebit de interesantă, dar este o încurajare în același timp. Pentru Dumnezeu și pentru noi nu este atât de fapt, pentru Dumnezeu nu contează lucrul acesta, dar și pentru noi ar trebui să fie așa. Nu are importanță dacă călătorim în trenul acesta spre viața veșnică, stând și uitându-ne pe geam și văzând tot ce se întâmplă în jurul nostru, fiind martori și fiind implicați în aceste evenimente finale, sau în situația cealaltă, dacă noi, să zicem, mergem la cușetă și dormim. Un om care doarme la cușetă știe ce se întâmplă în timpul călătoriei, nu are nicio conștiință despre lucrul acesta. El călătorește și dimineața vine, să zicem, controlorul și îl trezește și spune: Domnule, tocmai ți-a ajuns la destinație. Exact așa se întâmplă cu mulți dintre noi. Fie că vom adormi în Hristos și vom călători spre împărăția lui Dumnezeu fără să mai știm ce se întâmplă în jurul nostru, sau fie că vom fi treși și vom vedea tot ce se întâmplă în jurul nostru privind pe fereastră, frații mei, haideți să fim credincioși lui Dumnezeu și să mergem cu toții spre împărăția sa. Amin? Și aș vrea să avem aceasta ca o încurajare din partea noastră și poate și pentru cei care trec prin momente mai grele în aceste zile. Aș dori ca în dimineața aceasta să deschidem încă o dată Biblia în Apocalips 18 și înainte să citim de aici versetele pe care le-am citit ieri, aș vrea să mai aduc înaintea dumneavoastră un exemplu. Dar haideți să citim în versetul 2 din Apocalipsa, capitolul 18. Vom începe chiar cu versetul 1. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere. Și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: A căzut, a căzut Babilonul cel mare. A ajuns locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Acum, ieri am studiat ceva despre subiectul acesta, dar aș vrea să observați ce spune aici, în versetul 2, în mod special. Biblia spune că Babilonul, acest sistem religios, această împărăție a Babilonului, ce se întâmplă cu ea la sfârșit, pe măsură ce se apropie sfârșitul istoriei? Spune că Babilonul cade. Și aici este accentuat lucrul acesta de două ori. Spune: a căzut, a căzut Babilonul. Cu alte cuvinte, aș vrea să vă imaginați în dimineața aceasta, când vă gândiți la Babilon, ceea ce ar trebui să iasă în evidență și ceea ce ar trebui să vedem într-un mod deosebit, este că Babilonul cade. Babilonul merge în jos. Se prăbușește. Și acum aș vrea să vă prezint o ilustrație. Am auzit mai de mult și am citit în anumite ocazii despre aceste avioane mari de pasageri care au fost deturnate la un moment dat de cineva, de un terorist. Și spune că avionul acesta, chiar când era să aterizeze, când se apropia de pistă, s-a întâmplat ceva în cabina pilotului. Pilotul a fost ucis și avionul s-a prăbușit și toți oamenii aceia au murit. Și cred că auzim astfel de accidente aviatice, se întâmplă adesea. Acum, aș vrea să vă întreb, dacă dumneavoastră ați vrea să călătoriți cu avionul și ați ști că biletul pe care îl cumpărați ca să călătoriți cu acel avion, avionul respectiv se va prăbuși la un moment dat și se va distruge, totul se va distruge și veți muri în acel accident aviatic, câți dintre dumneavoastră de bună voie v-ați lua un bilet ca să mergeți cu acel avion? Ar face un om normal așa ceva? Noi nu cred că am face lucrul acesta. Dacă am ști că avionul acela se prăbușește, nimeni n-ar alege de bună voie să meargă cu acel avion. Sau ca să spun altfel, câți dintre noi s-ar duce la un ghișeu și ar cumpăra un bilet ca să meargă spre iad? Am face lucrul acesta de bună voie?
Vrea cineva din ocazia aceasta, din cei care suntem prezenți, de bună voie să-și piardă sufletul la sfârșit? Este vreun om care vrea să moară pentru totdeauna, pentru veșnicie? Nimeni nu vrea să moară, frate mei. Dumnezeu ne-a dat viața aceasta și El vrea să ne dea și viață veșnică. De aceea Dumnezeu ne invită dimineața aceasta ca să ascultăm care este mesajul pe care El vrea să ne transmită. Și aș vrea să vă spun o legătură cu Babilonul. Babilonul este asemenea unui avion care se prăbușește. Și echipa aceea, membrii de la bord, da, echipa de la bord și cu toți pasagerii ei, sunt în ultima, ca să spun așa, în ultimul drum pe care îl parcurg și în curând avionul acesta se va prăbuși și totul se va distruge. Aceasta este imaginea pe care aș vrea să o înțelegem cu privire la Babilon și tot ce înseamnă Babilonul. Acum aș vrea, prin contrast, să vedem în schimb care este experiența poporului lui Dumnezeu de cealaltă parte și aș vrea să mergem în Ieremia capitolul 31. Haideți să deschidem Biblia împreună. Ieremia capitolul 31. Vreau să vedeți cum prezintă Biblia pe poporul lui Dumnezeu. Ieremia capitolul 31, vom citi versetul 6. Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim. Sculați-vă să ne suim în Sion la Domnul Dumnezeul nostru. Haideți să mai citim un verset ca să fie clar. Isaia capitolul 51. Isaia capitolul 51. Aș vrea să vedem ce reprezintă Sionul. Versetul 16. Versetul acesta l-am mai auzit și ieri. Dar aș dori să ne amintim în dimineața aceasta. Spune aici versetul 16 din Isaia 51. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele, ca să întind cerul noi și să întemeiez un pământ nou. Și să zic Sionului, tu ești poporul meu. Deci ce reprezintă Sionul? Sionul reprezintă poporul lui Dumnezeu. Babilonul reprezintă sistemul religios, reprezintă acea instituție, reprezintă acea împărăție care este sub conducerea directă a lui Satana. Sionul este poporul lui Dumnezeu. Sionul se află sub conducerea lui Dumnezeu. Acum vreau din nou să citim versetul din Ieremia, capitolul 31. Și aș vrea să observați un lucru. În Ieremia 31, versetul 6, Biblia ne spune despre Sion. De fapt, mesajul este adresat nouă cu privire la Sion. Sculați-vă să ne suim în Sion. Acum, dacă Biblia spune că noi trebuie să ne suim în Sion, unde este Sionul situat dacă noi ne suim spre el? Sionul este undeva sus, nu? Și avem multe versete biblice care ne spun despre faptul că Sionul se află, de fapt, împăratul stă pe muntele Sionului. Sionul este pe un munte, este situat undeva sus. Și de aceea Biblia ne spune că noi trebuie să ne suim pe muntele Sionului. Acum, observați contrastul între cele două. Babilonul cade. Și am putea să asemănăm Babilonul de asemenea cu acea putere care se ridică din abis. Pentru că despre aceasta ne vorbește Apocalipsa. Babilonul se prăbușește, Babilonul cade. În schimb, poporul lui Dumnezeu, ce face, ce fac copiii lui Dumnezeu în timp ce Babilonul cade? Ce ar trebui să facem, de fapt? Spune că noi ar trebui să ne suim spre Sion. Acum imaginați-vă, dacă Babilonul merge în jos, cade, asemenea unui avion care se prăbușește, iar noi, ca popor al lui Dumnezeu, ar trebui să ne suim spre Sion, adică să urcăm în sus, ce se întâmplă cu distanța dintre noi și Babilon? Este din ce în ce mai mare. Și acum vă întreb, este distanța dintre poporul lui Dumnezeu și lumea aceasta din ce în ce mai mare? Sau cumva este din ce în ce mai mică? Care este realitatea? Haideți să spunem. Este mai mare sau mai mică? Este mai mică. Asta înseamnă, și este clar de dedus acest lucru, că noi în loc să ne suim în sus spre Sion, noi ce facem? Noi mergem în jos cu Babilonul. Și nu vreau să generalizez, nu vreau să spun că toți fac lucrul acesta. Slavă Domnului că sunt copii ai mei care merg împreună cu Domnul Iisus spre muntele Sionului. Dar față mei, realitatea este că Biserica lui Hristos în timpul acesta pare să cadă la un moment dat. Nu așa ne spune profeția. Spune, va părea să cadă, dar nu va cădea. Știți care este motivul pentru care nu va cădea? Pentru că la un moment dat Dumnezeu va interveni și va produce o mare zguduire în mijlocul nostru. Iar zguduirea aceasta face să rămână doar ceea ce este curat. Și aceia care rămân curați sunt cei care se vor sui mai departe spre Sion, spre muntele lui Dumnezeu. Aceștia vor fi salvați. Acum aș dori să vă întreb, dumneavoastră în dimineața aceasta, ce vreți să faceți? Vreți să urcați împreună cu poporul lui Dumnezeu spre muntele Sionului? Sau vreți să vă lăsați trași în jos de Babilon și de influența acestuia? Care este răspunsul nostru, frații mei?
sus. Și să știți că mesajul este foarte decisiv, pentru că are legătură cu viața și cu moartea. Și vom vedea câteva aspecte în dimineața aceasta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne impresioneze inima și mintea noastră. Dar înainte de a trece la acest lucru, vreau să vă amintesc din nou. Mesajul din Apocalipsa 18, care reprezintă marea strigare, nu este un mesaj care să ne îngrozească. Este un mesaj de groază, într-adevăr, dar pentru cel neprihănit nu este un mesaj de groază. Ci este un mesaj de bucurie. Este de fapt manifestat aici dragostea, mila și harul lui Dumnezeu către o lume care piere. Și vreau să vă mai arăt un lucru. După ce sunt prezentate cele trei sori îngerești în Apocalipsa 14, prima, a doua și a treia sori îngerească, Dumnezeu mila sa mai adresează o ultimă chemare lumii. Prin îngerul al patrulea, Dumnezeu în ultimul moment va mai încerca să salveze pe cei care vor să fie salvați. De aceea aș vrea să priviți mesajul pe care vă prezentam în dimineața aceasta ca fiind o încercare din partea lui Dumnezeu de a ne salva sufletele și mesajul acesta este într-adevăr un mesaj de dragoste din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă va fi nevoie la un moment dat să pună degetul pe anumite probleme din viața noastră. Puteți spune amin? Haideți să citim împreună ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 18. Și vom citi de la versetul 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea. Vreau să vă întreb mai întâi, de unde vine glasul acesta? Din cer. Știți, de multe ori noi avem o problemă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și eu, dacă vă amintiți, spuneam ceva despre spiritul profetic. Ce am spus că se va întâmpla cu toți aceia care resping lumina prin spiritul profetic pe care o avem din partea lui Dumnezeu? Ce se întâmplă când vine încercarea? Vor abandona poziția lor și vor trece în rândurile potrivitorilor. Și frații mei, este o avertizare pentru fiecare dintre noi și în mod special pentru noi, pentru că noi cunoaștem aceste lucruri și avem adevărul în posesia noastră. Acum, mesajul acesta pe care urmează să-l citesc, Biblia ne spune că este un glas care vine din cer. Adică vine de la Dumnezeu. Și mi-ar fi teamă ca noi să ne îndoim de ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este singurul care ne poate aduce mântuirea. Uitați ce spune mesajul. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Își amintește cineva ce am studiat ieri în legătură cu gândul acesta? Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Ce am să reprezintă această chemare? Conform cuvântului pe care l-am studiat ieri. Cum comentează Ellen White? Am citit un citat și aș vrea ca în dimineața aceasta să vă spun referința, pentru că el n-am reușit să vă spun. Pentru cei care totuși încă vreți să știți care este referința. Ieri am citit un citat cu privire la educație. Dacă vă amintiți. Aș vrea să notați, dacă vreți, cartea. Se găsește în mărturii speciale către școlile bisericii. Așa se numește mărturia aceasta care a fost scrisă. Mărturii speciale către școlile bisericii. Inițialele sau codul prin care puteți să o găsiți în engleză este PH081 și a fost scris articolul acesta în 1898. Acum, aș vrea să fim atenți. Care este mesajul pe care îl transmite serva Domnului prin această avertizare când spune ieșiți din mijlocul ei, poporul meu? Care este aplicația pe care a făcut-o Dumnezeu la acest verset? Ca noi să ieșim din instituțiile lumii acestea, din instituțiile educaționale ale acestei lumi și să venim de partea lui Dumnezeu. Pentru că educația va avea o amprentă marcantă asupra caracterului nostru și eventual ne va pregăti pentru a primi semnul fiare. S-ar putea ca oamenii să înțeleagă multe lucruri din gândul acela pe care l-am spus, dar pentru ca să vă asigurați că nu înțelegeți ceva greșit, vă îndemn să studiați înaintea lui Dumnezeu subiectul acesta personal. Eu nu încerc să convinc pe nimeni despre acest adevăr, dar pur și simplu vă pun înainte ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și eu nu mă îndoiesc de cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu are un scop pentru care îmi transmite acest mesaj. El vrea să ne salveze pe noi și familiile noastre și copiii noștri. Amin? Acum vreau să vedeți ce înseamnă mesajul ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Nu se referă doar ca noi să ieșim din aceste instituții de învățământ care pun în mintea noastră principiile lumii, dar mai înseamnă ceva. Aș vrea să mergem Apocalipsa 14 cu 8 și vreau să vedeți solia îngerului al doilea care spune același lucru. Vreau să vedeți aici un termen care apare în ideea aceasta a Babilonului. Un lucru cu referire la Babilon. Apoi a urmat un alt înger al doilea și a zis a căzut Babilonul. Cum este numit Babilonul aici? Cetatea cea mare
care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Vreau să vă pun o întrebare. Cum putem să mai spunem la cetate? Oraș, nu? Acum, dacă este să luăm sensul literal, așa cum scrie aici Biblia, și Biblia spune, ieșiți din mijlocul ei, adică ieșiți din Babilon, ieșiți din această cetate mare, sau ieșiți din acest oraș mare. Frații mei, observați că în solia Îngerului al III-lea și mesajul pe care noi trebuie să-l predicăm lumii, se află de fapt mesajul pe care Dumnezeu l-a dat poporului său, care spune, ieșiți afară din orașe? Sunteți de acord cu mine că este mesajul acesta inclus aici? Ne cheamă Dumnezeu, este un mesaj care ne cheamă pe noi să părăsim orașele? Vreau să vă întreb, ce se va întâmpla cu toți acei oameni care se vor găsi în orașe în momentul în care vor cădea judecățile lui Dumnezeu? Este adevărat că orașele vor primi cea mai mare judecată din partea lui Dumnezeu? Este adevărat că judecățile lui Dumnezeu vor fi în mod special asupra orașelor lumii? De ce? Pentru că nelegiuirea în orașe este mare. A ajuns până la cer, spune Biblia aici în versetul 5, păcatele s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu, înainte ca să distrugă aceste orașe, El în ultima sa încercare vrea să ne salveze și ne cheamă să părăsim orașele. Știu că mesajul acesta probabil nu este foarte popular în mijlocul nostru adventiștilor de ziua a șaptea. Și mă întreb de ce noi, ca adventiști de ziua a șaptea, am căutat să amplasăm instituțiile noastre în orașe, chiar sediile noastre în orașe și multe alte clădiri pe care noi le construim în orașe și acuințele noastre, când serva Domnului ne spune clar că noi trebuie să ieșim din orașe. Și frații mei, noi, cum spuneam ieri, noi nu putem să transmitem un mesaj lumii despre acest lucru. Noi nu putem să chemăm pe oameni afară din ceva dacă noi n-am ieșit mai întâi de acolo. Cât de eficient poate să fie mesajul meu care îl transmit oamenilor dacă eu mai întâi n-am avut această experiență și nu dovedesc în viața mea că adevărul acesta este important. Acum aș dori să ne gândim fiecare. Nu vreau nimeni să ridice mâna pentru că nu vreau să fac lucrul acesta. Dar toți cei care în momentul în care eu vorbesc acum vă aflați încă în orașe. Dacă noi încă locuim în aceste orașe mari, da? Și chiar și Târgu Mureș, să știți că este un oraș mare, pe timpul rău, numai oraș mare însemna undeva la 300.000. Acum, la noi, majoritatea orașelor au undeva aproape de 300.000 de locuitori. Orașele acestea, frații mei, trebuie să fie părăsite conform cuvântului lui Dumnezeu. Și niciun copil credincios al lui Dumnezeu, vreau să știți lucrul acesta, nu se va găsi în oraș când va veni legea duminicală. Știu că este un citat adesea pe care oamenii îl aduc în atenție și spun că atunci când se va da semnul, când se va implementa semnul fiare, când va fi dat în legea duminicală, acela va fi semnul ca noi să părăsim orașele și să fugim la munți. Dar, frații mei, vreau să vă spun un lucru. Cum pot eu să fug din oraș în momentul în care începe criza cu legea duminicală, când nu se mai poate nici cumpăra, nici vinde, și cum pot eu să încep atunci să plănuiesc, să-mi cumpăr o casă, să construiesc o casă în altă parte? Se poate face așa ceva? Este imposibil. Și oamenii care încearcă să aplice așa paragraful acela, vor constata în ziua aceea că va fi prea târziu ca să mai fie scăpați. De aceea, frații mei, Dumnezeu vrea să fim înțelepți. Dumnezeu ne dă acest mesaj înainte pentru ca noi să ne pregătim. Și vreau să vă întreb, este important mesajul acesta afară din orașe? Cât de important este, frații mei? Uitați ce spune aici cuvântul mai departe. În legătură cu gândul acesta, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Deci ieșirea aceasta, Dumnezeu ne cheamă să ieșim pentru că ce se întâmplă dacă rămânem acolo? Spune, noi luăm parte la păcatele lor și eventual vom fi loviți cu urgiile lor. Adică mânia lui Dumnezeu revărsată în cele 7 plăci va veni asupra noastră. Aș vrea să mergem puțin mai departe și am să revin asupra unui gând. Vreau să mergem acum în Apocalipsa, capitolul 14, vom citi încă o dată versetul 8. Vreau să vedeți ceva care se întâmplă acum, este un fenomen general. Și mai ales mă refer acum bisericii, mă adresez bisericii lui Dumnezeu, în mod special. Celor care fac parte din biserica Rămășiței. Uitați ce spune aici Biblia. Versetul 8 din nou. Apoi a urmat un alt înger al doilea și a zis. A căzut Babilon, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. El spunea despre faptul că acest vin, sau acest efect al vinului, ca să spun așa, care reprezintă nebunia și nebunia reprezintă înțelepciunea acestei lumi, acest vin nu este nimic altceva decât învățăturile.
învățăturile pe care Babilonul încearcă să le transmită acestei lumi. Aș vrea să citim un verset despre ceea ce reprezintă vinul. Și vă rog să deschideți cu mine împreună în Isaia, capitolul 28, vom citi versetul 7. Vreau să vedeți ce reprezintă vinul sau care este efectul vinului asupra celui care îl consumă. Isaia, capitolul 28, versetul 7, spune așa. Dar și ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. Preoții și prorocii sunt îmbătați de băuturi tari. Sunt stăpâniți de vin, au amețeli din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se potignesc în judecă. Deci care este problema cu vinul acesta? Ce face el asupra minții omului? Spune că îl face să se clatine când judecă, adică mintea lui nu mai este clară, el nu mai este coerent, nu mai înțelege lucrurile. Și vreau să vedeți care este efectul cel mai serios al vinului asupra minților noastre. Haideți să citim un exemplu din Geneza. Geneza, capitolul 9, versetul 21. Haideți să începem de la versetul 20. Aici este un om al lui Dumnezeu, Noe. Și la un moment dat, Noe se pare că a fost înșelat de cineva și el a consumat un vin care l-a amețit. Uitați ce spune aici Biblia. Geneza, capitolul 9, versetul 10. Versetul 20. Mai departe. Noe a început să fie lucrător de pământ și a săvit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați lui afară. Atunci Sem și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a îndărătelea și au acoperit goliciunea tatălui lor, fiindcă fețele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Acum versetul 24. Noe s-a trezit din amețeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. Bun, ce ne spune Biblia despre experiența aceasta? Ce s-a întâmplat cu Noe în momentul în care a băut vin? N-am mai știut nimic de. Este așa? Uitați cum spune Biblia în versetul 24. Spune că Noe s-a trezit. S-a trezit din amețeala vinului și a realizat că este gol. Dar el n-a știut ce s-a întâmplat cu el în timpul în care a fost sub influența acestui alcool. Cu alte cuvinte, vinul are efectul asupra minții omului de a-i neutraliza gândirea sau poate de a-i înlătura cu totul judecata și rațiunea, în așa fel încât lucrurile care se întâmplă, el devine inconștient sau nu mai este conștient de ceea ce are loc în jurul lui. Asta este ceea ce ne învață Biblia cu privire la vin? Știți că acesta este exact efectul vinului în viața unui om? Și poate unii care ne-am convertit mai târziu și am venit la Domnul și am obișnuit să bem în timpul când am fost în lume, știm ce înseamnă efectul alcoolului asupra minții noastre. Frații mei, vreau să înțelegem că în dimineața aceasta Dumnezeu ne avertizează cu privire la vinul Babilonului. Și toate neamurile, așa cum ne spune Scriptura, sunt intoxicate de acest vin. Aș vrea să înțelegem însă ce înseamnă această intoxicație cu vinul Babilonului. Și vreau să citim în Apocalipsa, capitolul 17, vă invit să deschidem Biblia împreună, la versetul 13, și vreau să vedeți că efectul acestui vin este același oriunde ajunge el. Pe orice om pe care îl atinge, orice om care bea din acest vin, are aceleași manifestări. Uitați ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 17, versetul 13. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ce înseamnă toți au același gând? Cum ne face această putere mare ca să facă pe toată lumea, să-i facă pe toți oamenii să devină la fel în ce privește gândirea lor? Cum face ea să-i facă pe toți să fie prinși în această capcană încât toți oamenii să gândească la fel? Pentru că Biblia ne spune că toți au același gând și apoi dau fiare, puterea și stăpânirea lor. Cum reușește acest sistem să realizeze acest lucru? Este tocmai prin vinul acesta pe care îl oferă oamenilor. Și frații mei, este vinul Babilonului. Sunt aceste învățături stricate, aceste lucruri care împiedică pe copiii lui Dumnezeu să vadă adevărul pentru timpul acesta. Și acum vreau să mă refer la câteva lucruri. Dați-mi voi să vă citesc mai întâi un paragraf din Spiritul Profetic. În legătură cu mesajul acesta despre care vă spuneam afară din orașe, ascultați cum pune serva Domnului problema aceasta înaintea poporului lui Dumnezeu. Mm-hmm. Și vreau să fim atenți la cuvintele pe care le rostește ea. Este Divina Vindecare, pagina 363, pentru cei care doriți să scrieți paragraful acesta. Viața în marile orașe este falsă și artificială.
Pasiunea arzătoare pentru câștigarea de bani, vâltoarea senzațiilor puternice și căutarea plăcerii, setea de etalare ostentativă, luxul și extravaganța sunt toate forțe care acaparând masele de oameni, deturnează mintea de la scopul adevărat al vieții. Ei deschid ușa pentru o mie de rele. Asupra tineretului, acestea au o putere aproape irezistibilă. Ați mei, care este problema cu orașele? Vedeți, a trăi în oraș nu este doar o problemă de poziție geografică. Dacă stau într-un oraș și că eu stau undeva pe munte. Nu asta este problema. Și vreau să știți, apropo, nu este nimic sfânt în a locui la țară, pentru că la țară Cain l-a omorât pe Abel și a avut loc prima crimă. Deci nu este nimic sfânt în a sta la țară. Și nu vreau să mă înțelegeți că este ceva rău în orașul în sine. Pentru că când vom merge în Împărăția lui Dumnezeu, avem nou Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu, orașul lui Dumnezeu. Însă, frații mei, vreau să vă spun în contextul în care ne aflăm noi acum în lumea noastră. Toate orașele acestei lumi sunt pline de vicii, de imoralitate. Și Dumnezeu știe că pentru un copil al lui Dumnezeu este periculos ca el să locuiască în mijlocul celor nelegiuiți. De ce este periculos? Vreau să ne gândim împreună la un exemplu dimineața aceasta. Aș citit undeva în Cuvântul lui Dumnezeu despre o familie al cărui cap de familie era Lot. Știți ce s-a întâmplat cu Lot și familia lui? Ce a decis Lot să facă? În momentul în care a venit, s-a riscat cearta aceea între el și Avram, spune că Lot a hotărât să se separe de Avram și el s-a uitat, spune, peste toată câmpia aceea mănoasă, da? Fertilă, și a ales să se situeze în câmpie, la vale. Și vreau să observați că este sugestiv chiar și gândul acesta. Avram a rămas la munte, undeva sus, în timp ce Lot a hotărât să coboare la vale și a coborât atât de mult încât și-a pierdut familia. Frații mei, ce a făcut Lot la un moment dat? Ce ne spune Spiritul Profetic? Spune că mai întâi el nu s-a așezat direct în Sodoma și în Gomora, ci a stat undeva în apropierea cetăților. Dar ulterior el s-a apropiat atât de mult de aceste cetăți, copiii probabil că au început să meargă la școlile de acolo, probabil că soția lui a început să facă cumpărături din magazinele din Sodoma și a început să-și cumpere haine de prin toate magazinele de acolo, au început să fie prinși de această vrajă a orașului și de plăcerile orașului și treptat spune că s-au mutat chiar în mijlocul Sodomei și a Gomorii. Acum, când au venit cei doi îngeri în Sodoma și Gomora ca să distrugă cetatea aceasta, care a fost mesajul pe care l-au adus lui Lot? Ce i-au spus îngerii lui Lot? Ieși afară din locul acesta. Observați că este același mesaj pe care noi îl repetăm astăzi când vorbim despre solia îngerului al treilea și al patrulea. Acest înger care se coboară cu slava lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să părăsim acest loc, pentru că urmează ca în curând judecățile lui Dumnezeu să cadă peste acest oraș. Dar vreau să vedeți, împreună cu orașele, împreună cu influența orașelor, se mai întâmplă ceva. Și aș vrea să vă gândiți așa. Vinul acesta sau intoxicația Babilonului, care ne afectează pe fiecare, și mă refer acum la poporul lui Dumnezeu, cu toții suntem într-o măsură mai mare sau mai mică afectați de el, vinul acesta al Babilonului are efectul ca să ne facă să gândim asemenea lumii. Ne modelează gândirea, ne schimbă viziunea cu privire la viață și ne face să ne dorim acele lucruri care nu sunt în acord cu voința lui Dumnezeu. Aș vrea să citim un principiu biblic care este valabil și aș vrea să răspundeți apoi de ce nu este bine ca un copil al lui Dumnezeu să fie în mijlocul unui oraș. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Aici este o lege. Este o lege a firii noastre, a fiecăruia. Și anume, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Cum se produce schimbarea în viața unui om? Biblia ne spune că prin ceea ce privim, prin ceea ce vedem, și nu se referă doar la văzul fizic, dar nu doar cu ochii noștri, chiar și lucrurile pe care le auzim, lucrurile pe care noi le facem, toate acestea au un impact asupra noastră și eventual ne vor schimba caracterul spre bine sau spre rău. Acum, când vorbim despre orașe, ce ne spune Serva Domnului cu privire la orașe? Care este atmosfera într-un oraș? Vedem noi acolo caracterul lui Dumnezeu reflectat? Când mergeți pe stradă în orașe și vedeți aceste panouri mari publicitare, de exemplu, și vedeți că fac reclamă la tot felul de lucruri și eventual pun o femeie acolo pe panouri publicitare, vă îndeamnă lucrurile acestea și vă sugerează cumva un gând curat cu privire la Dumnezeu și caracterul Său? Nu, frații mei, toate gândurile noastre vor fi îndreptate spre ceea ce este rău. Și asta este doar un exemplu minor. Dar vreau să știți, când trecem prin orașele acestea mari și ne uităm în vitrinele magazinelor și vedem tot felul de articole
Știți ce se întâmplă cu mintea noastră? Vom pofti și vom dori și noi să avem acele lucruri. Și vreau să vă spun ceva, care cred că este o problemă gravă acum în Biserica lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, avem o altă problemă. Și anume, ne place să cheltuim banii noștri pe lucruri de care nici măcar nu avem nevoie. Și dacă banii aceștia, frații mei, ar fi folosiți cu chipzuială și cu înțelepciune, cauza lui Dumnezeu ar înainta mult mai mult decât se întâmplă astăzi, dar pentru că nouă ne place să ne satisfacem plăcerile noastre personale, adesea cheltuim în mod inutil pe lucruri care nu ne sunt necesare. Și vreau să vă dau un exemplu. Ce se întâmplă cu o persoană care locuiește în oraș? Dacă vede că vecinul și-a schimbat mașina, să zicem, știți care este de obicei simțământul nostru? De ce vecinul meu să aibă o mașină mai bună? Vreau și eu să am o mașină, cel puțin ca a lui. Și atunci vom începe să lucrăm mai mult, vom lua două servicii eventual, ca să avem mai mulți bani. Și bineînțeles că poate avem și copii la școală, trebuie să plătim toate facturile și pe lângă asta taxele școlare. Și viața noastră va deveni o robie. Vom deveni robi de bunăvoie. Și în momentul în care devenim robi de bunăvoie, vom fi mai mult decât stresați pentru ca să ne facem toate lucrurile pe care le-am propus. Și stresul acesta eventual ne va îmbolnăvi și vom muri prematur și apoi îl învinuim pe Dumnezeu. Nu este adevărat că se întâmplă ceea ce spun acum? Ați văzut astfel de situații și astfel de cazuri? Eu am văzut, frații mei, și cunosc multe persoane care au trecut prin această experiență, pentru că ei nu știu să se limiteze la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Însă acum ați vrea să vedeți că lucrul acesta merge mai departe decât atât. Viața aceasta în oraș, frații mei, mentalitatea aceasta babiloniană, îl învață pe om că modul în care el trebuie să se bucure și să fie fericit este să umble prin orașul acesta, să intre din magazin în magazin, să vadă anumite lucruri și aceasta este ca și cum omul este ținut mereu într-un extaz și un entuziasm continuu. Și fără lucrul acesta omul ar spune, ce fericire este aia? Să stau eu pe munte cu Avram acolo? Ce să fac eu cu Avram în boscheția aceea? Știți că așa se interpretează un oameni viața la țară? Cum să mă izolez eu de oameni și să fiu pusnic acolo? Noi suntem chemați să fim în mijlocul oamenilor, spun ei. Și frații mei, vreau să știți că adevărul acesta are două laturi. Dumnezeu nu ne cheamă să ne izolăm asemenea unor pusnici, asemenea călugărilor. Dumnezeu ne cheamă ca noi să trăim în mijlocul oamenilor, dar vreau să vedeți aplicația. Dumnezeu vrea ca noi să locuim în afara orașelor și apoi să ne amestecăm cu oamenii și să facem lucrare în orașe. Și vă mai dau un exemplu. Iisus adesea se afla pe munte și apoi în mulțime. Pe munte și din nou mulțime. Aceasta ar trebui să fie viața unui copil al lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne aflăm cu Dumnezeu în locul tăcut al rugăciunii și a relației noastre personale cu El, acolo pe munte, acolo în natură unde putem să auzim vocea lui Dumnezeu și apoi din când în când noi să coborâm în mijlocul oamenilor și să ne împărtășim din experiența pe care o câștigăm cu Dumnezeu acolo. Aceasta este, frații mei, viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Dar în dimineața aceasta, când vorbesc, dacă privim în poporul lui Dumnezeu, frații mei, este trist ceea ce spun acum. Dar majoritatea copiilor lui Dumnezeu, spun, majoritatea se găsesc acum în orașe. Și dacă Dumnezeu va îngădui ca semnul fiarei să vină mai repede decât ne așteptăm, și dacă va veni criza aceea despre care ne spune Apocalipsa, nimeni nu va putea să cumpere și să vândă, mă tem că majoritatea celor care sunt în orașe, doar pentru faptul că n-au ascultat și n-au ieșit de acolo, își vor pune viețile în pericol, ba mai mult își vor pierde viața veșnică. Mă rog ca nimeni să nu aibă această experiență, frații mei, și dimineața aceasta când auzim glasul lui Dumnezeu care ne cheamă, mă rog ca nimeni să nu respingă această lumină. Vă spuneam că este un mare pericol dacă nu respinge lumina cuvântului lui Dumnezeu. Aș dori acum să merg la un alt gând important. Și încet ne apropiem de încheiere. Vreau să ascultați un paragraf din Spiritul Profetic. În legătură cu un aspect care probabil că unii nu îl privim cum ar trebui să îl privim. Dar mai întâi aș vrea să vă citesc un verset, Efeseni, capitolul 5. Haideți să vedem ce spune Biblia despre principiul acesta important. Efeseni, capitolul 5. Și vreau să vedeți că lucrul acesta merge împreună cu influența orașului. Un om care este în oraș va fi prins de problema aceasta, mai mult sau mai puțin. Efeseni, capitolul 5. Și vom citi versetul 1. Se pare că referința nu este aici. Imediat am să vă spun. Dacă nu voi găsi, mă voi spune ideea pe care am vrut să o aduc în atenția dumneavoastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune într-un loc. Nu vă mai lăsați să fiți robi atunci când Dumnezeu v-a scos din această robie.
Este vorba despre faptul că când Dumnezeu eliberează pe cineva din robie, spune nu vă mai întoarceți la robia aceea. Nu vă mai întoarceți la robia la care ați fost înainte. Acum vreau să vedeți care este comentariul Spiritului Profetic asupra acestui gând. Dacă Dumnezeu mi-amintește versetul acesta, am să vi-l citesc. Dar ascultați gândul acesta foarte important. Este găsit în Sfatul pentru Biserică. Sfatul pentru Biserică. La pagina 155. Mulțumesc foarte mult. Galateni 5:1. Dar a fost o confuzie cu privire la carte. Galateni 5:1. Haideți să citim împreună pe timp. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Ce înseamnă rămâneți tari și nu vă plecați sub jugul robiei? Asta înseamnă că noi cândva am fost în robie, Dumnezeu ne-a eliberat și acum există pericolul ca noi să ne plecăm iarăși sub acest jug al robiei. Dumnezeu spune, nu faceți asta, rămâneți tari lângă Dumnezeu. Ascultați ce spune Spiritul Profetic. Mulți, foarte mulți, Sfatul pentru Biserică, pagina 155. Mulți, foarte mulți, nu s-au educat în așa fel încât să-și poată menține cheltuielile în limita veniturilor lor. Poate să se adapteze împrejurărilor și împrumută și iar împrumută până când ajung copleșiți de datorii, în cele din urmă ajungând descurajați și deprimați. Câți dintre noi, din cei care suntem prezenți aici în dimineața aceasta, avem datorii la bancă sau la cineva? Dar nu vreau să ridicăm mâna. Gândiți-vă doar. Ne aflăm cumva în situația aceasta în care suntem datori cuiva? Știți, adventiștii acum obișnuiesc să-și ia... Fac și ei ceea ce face lumea, într-adevăr. Am obișnuit să ne luăm aceste rate sau ne cumpărăm ceva în leasing, da? Și plătim rate, poate pentru 10 ani, pentru 20 de ani. Acum sunt aceste locuințe, ofertele acestea cu locuințe în oraș, care dacă le iei, poți să plătești nu știu cât, în 30 de ani, toată viața ta și poți să locuiești acum. Frații mei, vreau să vă întreb, conform principiilor și cuvântului lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu ca un copil al său să fie îndatorit? Ați studiat problema aceasta vreodată în Spiritul Profetic? Uitați ce spune Dumnezeu mai departe. Nu sunt cuvintele mele. Spune că această stare de lucruri îi face pe mulți să ajungă să fie descurajați și deprimați. Și așa este. Trebuie să fiți conștienți că afacerile nu se administrează prin a te expune la datorii. Când cineva face datorii, el intră într-una din plasele lui Satana prin care prinde sufletele. Știți ce se întâmplă cu toți acei oameni care vor fi datori când vine legea duminicală? Doar imaginați-vă dacă puteți. Ești dator la bancă și trebuie să continui să plătești și te afli poate într-un oraș. Cum poți tu să fugi de acolo când tu ești dator? Tu trebuie să stai în continuare să-ți plătești datorile. Și fratele meu, va fi atât de greu pentru unii, spune că aceasta reprezintă o plasă a lui Satana care îi prinde pe mulți copii al lui Dumnezeu. Și vreau să țineți minte, ceea ce studiem în această dimineață face parte din vinul Babilonului. Acesta este modul în care gândește Babilonul, modul în care vede lumea lucrurile, este mentalitatea babiloniană, vinul, intoxicația aceea care pătrunde mintea noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să ne scuturăm de această influență a vinului, frații mei, pentru că dacă mergem înainte așa în curând, vom ajunge într-o stare în care vom fi cu totul deprimați. Vreau să vă citesc mai departe gândul acesta și vom concluziona aici. Fii hotărât, spune Elemai, să nu mai faci nici o datorie. Mai bine lipsește-te de 1000 de lucruri decât să te înjugi la datorie. Cât este 1000, frații mei? Este puțin sau mult? 1000 de lucruri înseamnă că noi de multe ori cumpărăm lucruri care nu ne sunt necesare, așa cum spuneam. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu spune mai bine să ne lipsim de toate aceste lucruri și să nu ne facem datorii. Uitați cum spune ea mai departe. Acesta a fost un blestem pentru viața ta adresându-se acelei persoane. Să tot faci datorii. Evită-le ca pe niște buberele. Vedeți ce spune Spiritul Profetic? Spune că datoriile sunt asemenea unor buberele. Acum, dacă cineva are o bubă, ce face? Încearcă să scape de ea, nu? Dar noi nu privim datoriile ca pe ceva de care să scăpăm. Noi vrem, după ce am terminat cu datorie, să intrăm în alta. Și continuăm tot așa, frații mei. Și se întâmplă că noi, într-o viață întreagă, poate că niciodată n-am fost proprietar al unei mașini, pentru că toate mașinile noastre au fost mereu în leasing și am luat de la una la alta și am continuat așa. Frații mei, nu este planul lui Dumnezeu pentru noi. Și credeți-mă că Satana, prin aceasta, îi va prinde pe mulți din copiii lui Dumnezeu. Aș vrea să mai aduc în atenția dumneavoastră în această ocazie încă două aspecte. Și cu ajutorul lui Dumnezeu mă voi opri aici. Primul lucru pe care aș vrea să-l aduc în atenția dumneavoastră este următorul fapt.
Când vorbim despre asemănarea dintre poporul lui Dumnezeu și lume, și am spus că dacă noi mergem în sus presiuni, diferențele dintre noi și lume vor deveni tot mai mari. Acum, frații mei, nu sunt tot mai mari doar în ce privește faptul că noi vom locui în afara orașelor. Și faptul că noi vom avea cu totul alte dorințe, alte gusturi, altă viziune și alte planuri. Dar vreau să vă fac să înțelegeți mai bine acest lucru. Și aș dori să vă prezint puțin situația în felul următor. Vă imaginați că Avram și familia lui și cu toată casa lui erau peste 1000 de suflete. După ce venea ziua de sabat, da, și se bucurau de părtășia cu Dumnezeu și unii cu alții, aveau un timp binecuvântat, vi imaginați cumva pe Avram la sfârșitul sabatului, înhămând caia aceea și luând pe toți tinerii pe care îi avea acolo în preajmă și să spună: haideți tineri, acum să mergem în Sodoma să avem un timp frumos împreună sâmbătă seara. Vreau să vă imaginați dacă ar fi făcut Avram așa ceva? Vă imaginați că Avram i-ar fi dus pe tineri în locurile acestea să-i distreze puțin, pentru că acum, dacă au fost serioși cu Domnul pentru câteva ore, acum trebuie puțină distracție. Ați-mi vreau să aduc în atenția dumneavoastră pericolul acesta care este de fapt o cauză. Și am să vă citesc din Psalmii alese, de aceea am adus cartea cu mine. Vreau să ascultați ce se va întâmpla la sfârșit din cauza acestor lucruri. Și doresc cu ajutorul lui Dumnezeu să se imprime bine mintea noastră un adevăr important. Uitați ce spune aici. Am să citesc doar citatul care mă interesează acum din cauza timpului. Spune: lucrarea Duhului lui Dumnezeu la Battle Creek a fost urmată de o perioadă în care s-au întâmplat lucruri rele. A fost o deșteptare spirituală, a venit Duhul Sfânt cu putere, s-a manifestat în acea întâlnire și după aceea s-au întâmplat niște lucruri rele care a luat cu totul influența Duhului Sfânt în viața acestor oameni. Adică au avut Duhul Sfânt și l-au pierdut după aceea. De ce l-au pierdut? Ascultați ce spune. Acestea nu au fost urmarea fanatismului, ci a faptului că aceia care au fost binecuvântați nu i-au adus laude celui care i-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și acum vreau să ascultați. Aplicația pe care Ellen White o face cu privire la această situație este din nou în legătură cu Marea Strigare. Uitați ce spunea. Când pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu, unii nu vor ști ce este lumina aceasta, nici de unde a venit, deoarece au aplicat și au interpretat greșit revărsarea Duhului Sfânt peste ei. Știți de ce au aplicat greșit revărsarea Duhului Sfânt peste ei? Vreți să vă citești ce se întâmplă acolo? Haideți să vă citești ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Da, este vorba de Soria Alese, volumul 1, pagina 130 și 130 până la 132. Puteți scrie așa. Volumul 1. Soria Alese, volumul 1, pagina 132. Ascultați ce se întâmpla în Battlefield cu ocazia aceea. Cu privire la lucrările Duhului Dumnezeu cu ocazia ultimei conferințe și la colegiu, mi-au fost scrise lucrurile care intrică într-o modalitate clară că din cauza faptului că binecuvântările nu au fost folosite așa cum ar fi trebuit, mintea oamenilor a fost încurcată. Acum, ascultați de ce. Când elevii de la școala noastră s-au dus să joace fotbal și alte jocuri, când au ajuns să fie absorbiți de amuzamente, Satana a văzut că este un moment potrivit să intervină și să anuleze efectul pe care l-a avut Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în modelarea și în folosirea slujitorului omenesc. Vreau să-mi spuneți care a fost problema în Battle Creek atunci? Da, Duhul Sfânt s-a manifestat cu putere în acea ocazie, dar imediat după ce s-a manifestat Duhul Sfânt, tinerii aceștia au ieșit afară și s-au dus să joace fotbal. S-au dus să se joace ceva, să se distreze. Ce s-a întâmplat cu toată influența Duhului Sfânt care a fost înainte asupra lor? El mai spune că a fost anulată complet. Acum, noi ne pregătim pentru Marea Strigare și avem nevoie pe zi ce trece din ce în ce mai mult de puterea Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb. Cu atmosfera pe care o vedeți dumneavoastră acum în prezent în Biserica Adventistă, și mă refer în mod special la tineri acum, departamentul de tineri, pentru că aici este problema cea mai mare. Ce credeți că se va întâmpla cu tinerii aceștia dacă noi continuăm să mergem înainte așa cum o facem acum? Când vine Marea Strigare. Vom putea noi să dăm Marea Strigare după ce am jucat un meci de fotbal? Vreți să vă spun de ce este imposibil ca noi să facem ambele lucruri? Vreau să vă întreb pe cei care au jucat fotbal vreodată. Este adevărat că atunci când joci fotbal sau orice sport din lumea aceasta, este un entuziast care merge împreună cu acel joc? Este adevărat. Eu am văzut oameni care sunt atât de entuziasmați că până la urmă se iau și la bătaie. Dar este un entuziast care este acolo prezent, în sportul acela. Acum, este un entuziast când se coboară Duhul Sfânt peste noi? Ce s-a întâmplat în ziua 50.000? Erau ucenicii aceia plini de Duhul Sfânt, i-ați văzut cum predicau Cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Biblia? 3.000 de suflete se converteau la Iisus, în fiecare zi.
Și frate, entuziasmul care vine de la Duhul Sfânt este entuziasm sfânt, dar îi face pe oameni să fie plini de energie și de bucurie. Acum vreau să comparați cele două tipuri de entuziasm. Entuziasmul care vine dintr-un meci de fotbal n-are nimic de a face cu entuziasmul de la Duhul Sfânt. Dar știți ce face entuziasmul acesta? Cu cât ai mai mult din entuziasmul care vine din sporturi și din meciuri, cu atât mai puțin vei avea din entuziasmul de la Duhul Sfânt. Unul îl exclude pe celălalt. Și de aceea, frații mei, dacă noi îi antrenăm pe tinerii noștri în tot felul de distracții și de jocuri și de tot felul de întâlniri de amuzament, noi nu facem altceva decât să-i pregătim ca să primească semnul fialei. Și eventual cei care fac lucrul acesta vor plăti foarte scump. Și acela care face acest lucru, frații mei, este numit Aron în Cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce a făcut Aron cu poporul lui Dumnezeu? I-a condus în apostazie, chiar acolo unde Dumnezeu încerca să pună legea în mintea și în inima lor, el a încercat să îi îndepărteze de Dumnezeu. Și acest lucru se întâmplă astăzi. Și frații mei, dacă nu era un lucru important pentru noi, dar eu consider că aceasta este o cauză majoră pentru care mulți tineri din Biserica Adventistă își vor pierde sufletul. Însă, frații mei, Dumnezeu în mila sa vrea să ne elibereze de această influență demonică. Să știți că este demonică. Studiați mai în profunzime aceste mărturii, ce spune Noi aici. Spune că atunci când ei au început să joace aceste jocuri, influența satanică a venit asupra lor. Vă dați seama cât de repede se poate schimba? Și spun aceasta cu un scop. După ce terminăm întâlnirile acestea astăzi, s-ar putea ca unii să vrem din nou să mergem la ce făceam cândva. Poate va fi o întâlnire de tineret și știu ce se vor face acolo. Dacă, frații mei, după reîndeșteptarea aceasta mergem înapoi la locurile acelea, știți ce se întâmplă cu noi? Vom pierde puterea Duhului Sfânt care am primit-o aici. Și dacă pierdem puterea Duhului Sfânt, noi nu suntem pregătiți decât pentru distrugere. Satana pregătește drumul acesta pentru noi. Și aș vrea să închei cu acest gând. Vă las să meditați la lucrurile acestea pe care le-am amintit. Încă un aspect pe care vreau să vi-l pun înainte și pe care Dumnezeu mi l-a pus în minte dimineața aceasta. Și are legătură cu cu altă practică din mijlocul poporului Dumnezeu, care este vinul Babilonului, frații mei. Este vinul pe care Babilonul oferă oamenilor să-l bea. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Mi s-a părut întotdeauna atât de nepotrivit. Paragraful se găsește în Mărturii pentru Biserică sau Solii către Biserică. Sfatul pentru Biserică, mai degrabă, 125. Mi s-a părut întotdeauna atât de nepotrivită asocierea nunții cu ilaritatea. Veselia peste măsură și pretenția că suntem cineva. Vreți să mai citesc toate cuvintele acestea? Vreau să le citesc mai rar, ca să le înțelegem. Mi s-a părut întotdeauna atât de nepotrivită asocierea nunții. Și nunta înseamnă tot ce înseamnă nunta. Toate ceremonia nunții, de la începutul ei și până în momentul în care s-a terminat. Cu ilaritatea, veselia peste măsură și pretenția că suntem cineva. Nu. Ci aceasta este o rânduială lăsată de Dumnezeu care trebuie privită cu cea mai mare solemnitate. Ce înseamnă cea mai mare solemnitate? Vreau să vă întreb, serviciul divin pe care îl avem acum în dimineața aceasta, are el amprenta, putem pune amprenta asupra acestui serviciu divin și să spunem, acesta este un serviciu divin de mare solemnitate? Este acesta un serviciu divin de mare solemnitate? Este. Avem prezența lui Dumnezeu aici în mijlocul nostru și toți suntem liniștiți la locurile noastre, suntem bucuroși, dar este un serviciu sfânt. Acum, Spiritul Profetic ne spune că evenimentul unei nunți ar trebui să fie de cea mai mare solemnitate și nu are nimic de a face cu ilaritatea. Adică cu distracția și cu spiritul acesta ușuratic, care de multe ori se întrece măsura dincolo de ceea ce putem spune noi. Aș vrea să vă spun un lucru. Și închei cu acest gând. Când ne referim la o nuntă, vreau să vă întreb ce reprezintă nunta. Când are loc o nuntă, când doi tineri se unesc în căsătorie, cum se unesc ei? Prin ce se unesc? Printr-un legământ, nu? Fac un legământ unul cu celălalt și eventual fac un legământ cei doi împreună cu Dumnezeu și ei promit înaintea lui Dumnezeu ca să fie credincioși unul față de altul. Deci nunta are în centrul ei legământul. Și față mei, fără acel legământ și binecuvântarea lui Dumnezeu, toate celelalte lucruri care se întâmplă înainte de nuntă și după n-au niciun sens. Este adevărat? Acesta este lucrul cel mai important. Acum, când are loc acest legământ, Spiritul Profetii ne învață că ar trebui să fie făcut cu mare solemnitate și aș putea să spun că, într-o oarecare măsură, momentul când se dă binecuvântarea este solemn. Dar ce se întâmplă după ce s-a dat binecuvântarea? Și ce se întâmplă cu atmosfera care a fost acolo când oamenii ajung la masă, de exemplu? Se duce cumva?
Și este potrivit lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu? Vreau să vă mai spun un lucru. Când un om încheie legământ cu Dumnezeu prin botez, este tot un legământ, da? Vorbim despre legăminte. Vreau să vă întreb, ați participat vreodată la un botez? Când oamenii se încheie legământ cu Dumnezeu. Cum este atmosfera de acolo? Sunt oamenii triști și pot să morâți când cineva își predă viața lui Dumnezeu? Nu, frații mei, este mare bucurie. Oamenii cântă cântări și oamenii se bucură pentru că un suflet se întoarce la Dumnezeu. Este bucurie la evenimentul unui botez? Este bucurie, dar ce fel de bucurie este? Este o bucurie sfântă în Domnul. Și frații mei, exact bucuria sfântă în Domnul pe care noi o vedem manifestată la acest eveniment solemn al legământului dintre Dumnezeu și om prin botez, trebuie să fie atmosfera care să caracterizeze orice nuntă a copiilor lui Dumnezeu din timpul acesta. Și nu spun lucrul acesta pentru că mi-a venit mie ideea aceasta, ci pentru că așa învață cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că am să las pe dumneavoastră să vă las pe dumneavoastră să faceți aplicațiile, dar frații mei, vreau să vă spun că în timpul acesta, dacă privim la ce se întâmplă, nunțile din poporul lui Dumnezeu au ajuns să fie exact ca ceea ce se întâmplă în lume. Nu mai este aproape nicio diferență. Nunțile parcă sunt niște competiții, care să facă poze mai frumoase, care să cumpere, să închirieze săl mai scumpe, care să vină cu, știu eu, cu îmbrăcăminte mai luxoasă. Frații mei, nu acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi. Noi, ca și popor al lui Dumnezeu, mergem spre Sion. Și vreau să vă amintesc din memorie, citesc lucrul acesta, cum va fi nunta aceea când noi vom merge în Împărăția lui Dumnezeu? Care este cea mai mare nuntă care se va întâmpla vreodată? Va fi nunta Mielului, când noi ne vom întâlni cu Iisus Hristos. Frații mei, n-ar fi oare înțelept să ne pregătim pentru nunta aceea și să facem toate lucrurile așa cum ne-a spus Dumnezeu? Aș vrea să mă opresc aici pentru ocazia aceasta. Timpul meu a trecut, dar vreau să închei cu acest gând. Am dorit în dimineața aceasta să ating câteva probleme care le consider deosebit de grave în poporul lui Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu vrea ca noi să ridicăm glasul nostru, da, să o facem cu dragoste și cu iubire, dar Dumnezeu vrea să ne împotrivim acestor tendințe ale lumii care au pătruns în mijlocul nostru. Și vreau să vă spun că nu sunt nimic altceva decât acel vin al Babilonului despre care am citit în această dimineață. Și din păcate mulți din copiii lui Dumnezeu au luat paharul acesta și au băut din el deja. Și continuă unii să bea din acest pahar. Vă recomand în loc de acest vin al Babilonului care intoxică mintea și care ne întunecă judecata, să beți acea apă a vieții despre care studiam ieri, care reprezintă de fapt pe Duhul Sfânt. N-ar fi frumos, frații mei, să bem această apă? Știți ce se întâmplă când un om este însetat și vrea să-și potolească setea? Dacă dă un izvor de apă, spune, și este exemplul acesta cu Samson, spune că după ce a luptat cu toată mulțimea aceea, era foarte însetat și a strigat către Dumnezeu și Dumnezeu a dat apă din stâncă și spune că Duhul lui s-a întremat sau s-a înviorat. Avem nevoie de înviorare. Înviorarea nu vine prin vinul Babilonului, înviorarea vine prin apa vieții de la tronul lui Dumnezeu, care curge din sanctuar. Și acesta este mesajul pe care Dumnezeu vrea ca noi să-l înțelegem, frații mei. Este spiritul profetic și cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Amin. Mă rog ca în această dimineață Dumnezeu să ne moaie inima fiecăruia și să primim aceste adevăruri în inima noastră. Și nu numai să le primim. Haideți să le spunem și altora. Poporul lui Dumnezeu are nevoie să audă aceste lucruri și să se întoarcă la Dumnezeu. Amin? Amin. Vă invit să ne plecăm pe genunchi și voi încheia cu o rugăciune. Tatăl nostru, încă o dată vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul tău, pentru adevărurile tale pe care tu continui să le aduci înaintea noastră, în atenția noastră, pentru că singurul scop al tău este ca tu să ne salvezi pe toți de la pierzare. Doamne, vrem ca în această dimineață să recunoaștem că am greșit înaintea ta. Avem practici în viața noastră, avem lucruri în viața noastră care nu sunt în armonie cu voința ta divină. Tu ne-ai spus clar în cuvântul tău că noi trebuie să fim deosebiți. Că noi trebuie să fim acel popor pe care Tu l-ai ales ca să reflecte caracterul Tău, să reflecte puterea Ta, să reflecte prezența Ta înaintea oamenilor. Chiar și prin felul în care vorbim, prin felul în care acționăm și prin felul în care facem orice alt lucru. Te rog în această dimineață ca Tu să impresionezi mintea noastră cu importanța acestui mesaj și cu nevoia ca noi să ieșim și să ne despărțim de Babilon. Să ieșim din acest Babilon care ne întunecă mintea și de multe ori ne conduce departe de voința Ta. Mă rog ca Tu să lucrezi asupra inimilor noastre, în timp ce vom rămâne aici în prezența Ta și ajută-ne să alegem acum și aici, să ne predăm cu totul Ție, să facem parte din aceia care se pregătesc pentru marea strigare.
Și când va veni momentul acela, să ne putem ridica și cu putere să vestim adevărurile tale sfinte. În numele Lui Iisus m-am rugat și îți mulțumesc că ne asculți. Amin. Amin.